Thank you.
Au miracile Sfântul sau Dus. Aducem acum mulțumiri bunătății tale pentru binefacerile care au fost asupra poporului român prin marea lui iubire într-o singură țară românească și creștină. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, te mărim, îți cântăm și te rugăm. Iarăși căzând înaintea ta mulțumim, rugând cu milință rămânsurată și nespusă ta milostivire, ca precum ai fiezuit, a primit atunci împrejurile robilor tăi și cu milostivire ai împrednicită de terminația cerurilor. Așa și de acum înainte împrednicește-i să-ți părească în dreapta credință, în dragostea către tine și aproapele și în toate faptele cele bune, ce a domnului ale tale binefacă împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește-i de toată lea întâmplare, dăruindu-le pace și liniște. Dă, Doamne, dregătorilor noștri, Duhul înțelepciunii și amintirii de oameni, care întărește popoarele și le înalță. Înnoiește inimile judecătorilor, Duhul cel drept, care luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstorii sufletești ai poporului tău, Duhul nepădării de sine, pe care le-ai dat sfinților tăi ucenici și apostoli, când le-ai trimis în lume la propovăduire. Din suflet ostașilor noștri, bărbăția și vitejia cea sfântă a dragostei către Dumnezeu, către aproapele și către țară. Și pe noi, pe toți, împredicește-ne să sporim în toate cele bune care fac pe oameni după chipul și asemănarea Ta. Mulțumește, Doamne, pe toți noi, ostașii lucrătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră. Auzi-ne, Doamne, de cum ai auzit cu mine și rugăciunile părinților noștri, când demau-i ajutorul și îndurările tale asupra lor și asupra țării acesteia în care se treamărește numele tău. Și ne împrednicești cu toți ca întotdeauna mulțumire să-ți ajute, cele prea bune să trăim și să-ți cântăm ție, celui fără de început al tău, Părinte și de-al Sfântului, de viață, Rugătorului tău Duh, Dumnezeului Sfânt slăvit în confință, slavă ție Dumnezeului nostru, Dădătorul nostru de bine veci și veci lor. Arhiepiscopului și mitropolitului nostru Ioan, căi Doamne, zile nelungate și dumnezeire întreaga propovăduirea cu cântre adevărului tău și întâlnirea turmei cele cuvântătoare pe calea mântuirii și îl păzește Domnul Zanii. Mulța aceea! Mulța aceea! Conducătorilor tării noastre, mai marilor orașelor și satelor,
Întregită mulind, ne-o lăsară străbunii. Nedreștea ne-a fost împlinită o țară între țările lumii. Onorată asistență, dragi rugojeni, înalți sperați, sărbătorim astăzi 100 de ani de la cel mai important moment al existenței României ca stat unitar, suveran și independent. Omagiem cu deosebită onoare jertfa tuturor românilor care în marele clipe ale istoriei acestui neam au servit cu abnegație interesul întregii națiuni, generația care își leagă numele de înfăptuirea Marei Uniri. Începutul Revoluției de la 1848 dezvăluie existența în Lugoș a unei națiuni române conștiente de necesitățile sale politico-sociale și religioase, pe care le revendică în data de 27 iunie 1848 într-o mare adunare națională la poalele Dealului Viilor, la care participă peste 10.000 de români bărățeni, avându-l ca lider al luptei pentru emancipare națională pe avocatul Eftimie Murgu. Lugoșul devine astfel centrul Revoluției Pașoptiste Bărățene, elementul major românesc al societății lugoșene din perioada dualistă a Imperiului Austro-Ungar, militează pentru drepturi politice și pentru folosirea limbii române în administrație, în biserici și în școli. Absența românilor din viața politică administrativă a orașului a fost subținită prin manifestările culturale de amploare la nivelurile reuniunilor române de lectură, teatru și muzică, de-a cărui efervescentă activitate se leagă de numele orașului Lugoș, perceput peste tot ca o mare capitală culturală a românilor bărățeni. Demersurile personalităților istorice, precum Coiolan Brădicianu, George Dobrin, Ioan Vidu, George Popovici, Stefan Petrovici sau Valeriu Braniște, profund implicate în viața politică și publică la nivel local, dar și la nivelul Comitatului Calea Severin, au determinat cultivarea sentimentelor identitare premegătoare realizării în Marea Unită Națională. La evenimentele dintre anii 1914-1918 ale primului război mondial, contribuția orașului nostru a fost foarte importantă. Memorabilă este jertfa oamenilor simpli, care au făcut posibile nașterea României mari, acei oameni care au ales să plătească cu viața pentru propriile ideale. Dar și lupta intelectualității lugojene
acuzată și arestată pentru atitudine patriotică. Pe 1 decembrie 1908, delegații lugojeni animați de o puternică conștiință națională au fost prezenți în număr mare la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, de la meșteșugari și țărani, la reprezentanți importanța ai spiritului lugojan, protopopul ortodox George Popovic, episcopul greco-catolic de Lugoj Valeriu Traian Crețu, compozitorul Ioan Vidu, pictorul Virgil Simionescu, istoricul Ioan Boroș, avocatul Caius Vedicianu, cel care avea să devină înalt demnitar al României Mari, o țară pe care tatăl său, Purelan Vedicianu, drag nouă lugojenilor, doar a visat-o. În ziua de 1 decembrie 1918, în timp ce la Alba Iulia se desfășura Marea Adunare Națională, unde deputații votau Unia Transilvaniei și Banatului cu România, lugojenii rămași acasă au sărbătorit cu entuziasm și emoție solemnitatea momentului. Instituțiile și centrul orașului au abordat standarde tricolore, la fel ca și astăzi, iar românii lugojeni au ieșit pe străzi, la fel ca și astăzi, în hainele sărbătoare, purtând cocarde și fulare tricolore în culorile, dragi nouă, culorile naționale. Între orele 10 și 12, la fel ca și astăzi, când s-a desfășurat întrunirea delegațiilor de la Alba Iulia, străzile Lugojului au răsunat de sufletul clopotelor bisericești, dublat de ritmul bătăilor de toacă, așa cum s-a întâmplat și la noi și ieri și azi, la toate acțiunile pe care le-am făcut. Documentele epoci menționează că din gala Lugojului au plecat în zilele 27, 28 și 30 noiembrie 3 trenuri spre Alba Iulia, multe din biletele călătorilor fiind achitate de ziaristul Valeriu Graniște, cel care a făcut un împrumut personal la bancă pentru a le putea plăti. Acest gest ar trebui să devină model și este definitoriu pentru emblematica generația lugojenilor din urmă cu 100 de ani, a celor care au reușit nu numai să cultive sentimentul identitar românesc, povărind unirea, și au avut puterea să construiască un oraș cosmopolit, o adevărată capitală culturală a Banatului în care trăim noi astăzi. Și astăzi, de fapt, în ziua de 28, în trenul spre Alba Iulia, au fost prezenți și 15 lugojeni de la Cultul Eroilor și de la Asociația Cadrelor Militare în Rezervă în special și le mulțumim pentru asta. Un alt exemplu pe care a trebuit să-l învățăm de la acești demni înaintași lugojeni este curajul de a-și asuma pe propriul soarta poporului român, căruia îi aparțin hotărârea de a transforma destinul în piatră de temelie a țării pe care au creat-o în acel incredibil 1918. Nu putem construi durabil pentru următorul secol dacă nu aducem în prim plan puterea exemplu în asemenea valori care și-au dovedit solidaritatea în timp. Ai primit alea seara. Acum 100 de ani, generația Mari Uniri și-a avut idealul său național și a știut să-l împlinească inclusiv prin tributul jertfei supreme a peste 800.000 de români pe câmpurile de luptă ale Marului Război, dar și remarcabilul efort diplomatic al generației epoci. Făcând apel la memorie, acest efort trebuie să ne inspire permanent în tot ceea ce facem, într-un viitor asumat cu mândrie, dar și cu responsabilitate. Secolul care se încheie astăzi de la înfăptuirea Marii Uniri reprezintă o perioadă extrem de complexă a istoriei noastre. Astfel, la doar 30 de ani de la acel glorios moment, valul de teroare și abuzuri ale dictaturii comuniste ce a cuprins România a însemnat sfârșitul lumii construite la Alba Iulia. Abia prin Revoluția din 1989 și salut aici toate organizațiile de revoluționari și societatea civilă prezentă în mijlocul nostru. Am reușit împreună să facem pasul către un regim democratic, pentru că istoria merge întotdeauna mai departe. Centenarul nu face apel doar la trecutul nostru. Centenarul este și despre România generațiilor viitoare. Să ne ridicăm așadar la înălțimea faptelor înaintașilor noștri
și la nivelul așteptării urmașilor acestei țări și acestui oraș. Dacă 1 decembrie a reprezentat împlinirea visului mai multor generații de români, tot astfel noi astăzi avem obligația de a păstra identitatea națională și ne străduim acest lucru de a consolida o Românie puternică, modernă și prosperă. Din această perspectivă, lecțiile istoriei sunt astăzi extrem de utile, iar apartenința țării noastre la marele proiect european demonstrează că nu există un viitor în România în afara valorilor Uniunii Europene. Ca primar al municipiului Lugoj, pot spune că este sărbătoarea noastră, a tuturor lugojenilor, și aceea ne-am dorit ca la festivitățile și manifestările culturale oferite de primăria municipiului Lugoj și Consiliul Local al municipiului Lugoj, derulate pe tot parcursul anului centenar 2018, să participe cu bucurie oameni de toate vârstele, de la copii până la pensionari. Suntem urmașii românilor care au realizat România Mare, dar și urmașii a tot ceea ce s-a construit în ultima sută de ani, începută în momentul 1 decembrie 1918, un gest care a dat sens mileniilor anterioare. În pofida momentelor dificile la care a fost supusă națiunea română, în perioade decisive ale istoriei, generații după generație au reușit să păstreze identitatea națională și unitatea țării. Dragi lugojeni, să vă dorim astăzi un moment istoric care cuprinde întreaga existență a națiunii române. În aceste clipe emoționante, îmi doresc ca primar, ca fiecare dintre noi să gândească la binele și prosperitatea orașului nostru, la binele și prosperitatea țării noastre. Și mai mult, să îndemnăm și pe copiii și nepoții noștri să iubească necondiționat această moștenire sfântă. Să ne bucurăm așadar împreună de sărbătoarea centenarului, să ne amintim de însemnătatea actului istoric de la 1 decembrie 1918 și să fim mândri că suntem români. Ca primar al municipiului Lugoj, în aceste momente unice din istoria României, de ziua centenarului Marii Uniri, dați-mi voie să vă felicit și să vă urez. La mulți ani, dragi lugojeni! La mulți ani, România! La mulți ani, români! La mulți ani, România! Doamnelor și domnilor, urmează depunerea de...